Am revenit și eu. Aceea de la un grătar, nu? Bună seara, vă salut, prietenii mei. Uitați când mănânc eu, să vadă și doamna Marița. Cât e ceasul acum, doamnă? 5. 5, a, nu-i târziu. Așa că nu-i târziu. Alții mănâncă mai devreme, nu? Ai 100 de grame de coniac ca să poți să încintă motorul, știi? Înainte de masă. Îmi face doamna și mie un grătărel. Ai pus și ceapă? Hai să arăt și eu lui doamna Marița ce mănânc eu la ora asta, uite. Așa că nu mai am nevoie de tine. Nu vreau să mai cert acasă, să mai cer mâncare de la muiere. Cam unde să mănânc? Grătarul e nou tot aici, nu? Nu. La ce oră se lucrează? La 9. Au, mamă, și după 9? După 9, de ce poate? Mă duc acasă iar. După 9 mă duc iar acasă. Așa că iar am curcat-o cu nevastă mea. Vreau să-i spun că stau aici până mâine. Cele mai bune mâncări sunt acei proaspete, carne, mici, gârnați. Aceea le găsești, fratele. Uitați un om care ține regim strict. Și nu mai mănâncă de la, uitați ce frumos a făcut. Uitați-l. Să vadă și socul său, Suliman. Da. Să te vadă Suliman. Așa că Sulimane, când vii acasă, o să avem o discuție mare între noi doi. S-a pus la regim strict. Și sterică și lămâia, nu mai mănâncă mâncare. Și nevastă ta. Nevastă mea. Da. Dacă nici mamă ta nu mai mănâncă, eu îi dau cuvântul meu că o să-i fac papuci. Aici, aici, pe canalul meu, îi spun la toți regimii mei. Pentru că dacă nu mâncați, vă îmbolnăviți. Cine v-a băgat vouă în capul a fost un mare fraier, să vă fraierească pe toți, că nu mai, să nu mai mâncați, să slăbiți. A învățat cineva să ia ceaiuri de pe internet. Eu, doamnă, să spun, când am vrut să slăbesc eu, m-am dus direct la București, pe mutie de cuțit, m-am operat și gata. M-am tăiat și m-am făcut, de nu mai mă cunoștea nimeni. 6 luni, da, am mișurat stomacul. M-am dus direct la cuțit, m-am programat. Păi am aproape 18 ani de la operație. Da. Am avut 164 de kg când m-am operat. Am avut diabet, făceam insulină de 3 ori pe zi. Și acum am 125 de kg. M-am făcut să am la 84 de kg. Da.
Așa e că omul e trecut să treacă prin toate, omul e prin viața asta, amărâtă și bună și rea. Uite pe talonul care e Hazarul a zis. Ce ați vrea de mașină, Bicălăs? Nu, tot bine. Tu le-ai gândit? Ziua lui Omi. Ale ori de mașină. Nu, Omi. Doamna Marița, în seara asta să nu mai faci mâncare, că eu mănânc la Severin. Și dacă mă super, nu mai vin nici acasă. Rămân la remat. Dorm acolo cu căței și cu purcei. Așa că spun să stai liniștită. Poți să faci ce vrei tu. Ești liniștită. Stai cu Bela, cu cufi. Mă aflu aici la grătar, la Severin, în Criala. Cum îi zice aici, doamnă? Splai. Pe șprai. Aceea mănânc eu tot timpul când vin aceea. Aceea mănâncă și vărul meu, Dodu. Ăla al mai sărac țigan de la Straia, tot așa mănâncă și el când vine. Pentru că aceea e o mâncare foarte bună, proaspătă. Dar lui nevastă-mea nu-i convine când vin cu ea aici. Vrea să o duc la Tractoria, vrea să o duc la Gaverna, Sârbului, acolo. Are și ea plătea, acum vrea să duc la Racia și la Neagudui, cu nașul. La Scobară. Dar nu-i nimeni acolo. Ia să trecem peste o oră. Hai că trecem, să vedem. Uite, trecem acum, mergem într-o oră acolo. Doamne ajută la toți prietenii mei care urmăresc canalul meu de YouTube, Fane de la Straia. Ne pui și doamnă Crestăveț. De aftii vă gai. Că nu e așa fric. Da. L-am văzut că vin alte părți anins. Păi ce mai vine Crăciun? Să se vadă că e Crăciunul, nu? Nu mă obișnuiam să lau televizorul de tobară. Băi, Sulimane, ce zici, băi, Sulimane, când vii acasă? Va merge cu cuneacul. Ce poți să ai din urmă asta pe coloșul meu? Aia. Thank you.
înseamnă dumneavoastră? Așa că vreau să spun la prietenii mei, băi, fraților, a venit iarna pe noi. Ce să vă zic? Asta e viața. Și vreau să mai spun ceva pentru toți prietenii mei care mai lasă comentarii urâte. Să se gândească bine înainte ce spun. Pentru că ei spun ce vrea, dar noi nu ne supărăm. Acceptăm orice vrea ei să spună. Dar înainte, până ne critică, să se uită bine și ei la ei. Așa că și noi suntem aceia, la datorie. Uitați, de azi dimineața am plecat eu și cu Stelică. Și uitați când mâncăm și noi acum. De-abia acum mâncăm și noi. Am umblat de azi dimineață. Este tot să putem câștiga și noi ceva. Și mai așteptăm. Ce să facem? Asta e. Așa că vreau să spun la prietenii mei care se uită la canalul meu de YouTube, le doresc multă sănătate, sărbători fericite și la mulți ani la toți prietenii mei, fane de la Straia. Dar, fraților, nu m-am uitat niciodată la nimeni, dacă am, dacă n-am, asta sunt un om de știți, nu mă laud, arăt ce fac, arăt unde mă duc, vă spun adevărul sincer, să fiu cu toți prietenii mei. Ia, doamnă, mai durează mult friptura mea. Ia să vedem. Să vadă aici, doamna Marița. Pentru Serica nu făcu și o friptură de porc. Vedeți? Nu mănânc friptură de porc. Vezi? Nu mănâncă porc. Dar ce mănânci? Caracatiță? Da. Mănânci brăș. Caracatiță. Păi ce mai bun ca porc? Ce-i mai bun ca porcul, fraților? Ia. Ia, domnul, ia întoarce. Hai, porc. Porc era la negri. Lasă că e așa mai asta cu sânge. Asta e mizeria mea. Porc. Da, domnul, mai cu sânge, întoarcere așa că merg. Nu, domnul, eu vă mai lasă pe ce, eu mă iau după domnul. Mie pot să nu-i de asta, să mănânc. De-al bătrân. Nu? Acă, m-am dus atunci acasă și m-am uitat la bărbată meu. Păi, ce, bata, ai numai multă lume ai pe acolo. Unde? Păi, ce mi-ai zis să mă uit? Te-ai uitat la mine? Da, păi de ce să mă uit? La fanii de la Straia. Păi, da, nu știi că ai mai venit. Păi, eu am canal de YouTube, dar și... Nu știi că ai mai venit și nu e bine, nu arăt bine. Ba, da, dar zisei că ai zis că să mă uit, nu m-am văzut, nu m-am văzut. Păi nu te-am văzut, acum da, nu te-ai apăcat cu aia. Nu ai zis tu pe YouTube. Ba da, mă, cum? A, parcă mi-ai zis că nu vrei. A, păi vezi, ai fost cu minte. Acum, hai, ce vrei, vrei să te vezi? Uitați, doamna care pregătește grătarul pentru fane, îi mulțumim, îi dorim multă sănătate la mulți ani, doamnă, să trăiești 1000 de ani. Și să ai grijă de noi, tot timpul acei să ne faci mâncare la grătar. Da. Doamna e simpatică, ne face pregătiri proaspătă și carne mici. Și vă mulțumim din suflet, da, doamnă? Și trei mici? Da. Uitați-o pe doamna cum face pregătiri aici, ca o albinuță. Ia uite, domnul meu. Da? Pune, doamna, și... Faceți un efect. Da,
Gata, fraților, vedeți? Ai portofanii. Vezi când mănânc eu, să vadă și doamna Marița, care știe să mă ceartă că stau acasă ca un trântor. Iată, doamnă, așa vă zice? Da. Să ai poftă, fănică. Ia uite ce pâine proaspătă mi-a făcut doamna la cuptor. Ia uite ce aici. Vedeți? Să dau și o gluga din cap jos, așa e frumos la masă. Să ai poftă, fanii. Așa mănâncă și la regim, sare multe. Stai poftă. Uitați cum se mănâncă la regim. Cartofi, pai. Pe lumine zi cartofi din bota. Da. Mulțumim, mulțumim. Legă-te, mă, Balecu. Legă! Mamă, ce bun e! De unde aduceți carnea? De la Pătrașcu? La Steaua, de jos. Asta e carne proaspătă. Dă-mi și doamnă șervețele dacă aveți. Ok. Hai că-i, scuze. Fritură, tot porcerează patroana. Totuși e proaspăt aici. Da, să știți cum este. Cu cât că mai merge în acuma ca vara, să nu vedeți cu cât fumătorii stau. Lasă, aceea sunt incriză. Afară, în rest, înăuntru intră lumea, că avem centrală. La care fumează sau o va. Dacă vreți să te servezi de sare, eu pun clopul ăsta mai târziu. Și după peste două ore apare. Uh-huh.
Ce-o fi mâncat și Bela, doamne? Bela, mică, ce-o mânca și ea seara? Uite, n-am mâncat și Bela de aici, hă? Am o cățelușă mică care e foarte simpatică. Doarme cu mine în pat. E din aia mică, șoricare. Dar nevastă mea să nu o vadă. Cum e cum mănâncă omul? Ha? Cu o cafea, o cafea tu dai. Ce vorbești? Eu zic că omul, că dacă nu mănâncă, e nervos. E supărat. Nu, doamnă. Dar omul când mănâncă și la altfel, se schimbă. Nu am luat, dar nu mănânc seara, nu mai mănânc. Uite, noi acum mâncare. Așa că spunem la prietenii noștri, vă mulțumim care vă uitați la canalul meu, bună seara și revenim mâine cu un alt canal.